Correct. Correct, correct. Yeah, it's okay. Yeah. Eu ok să o avem, știi, aproape, oricum, și o pun eu. Adi. The ice is in the mornings. Foarte frumos, haideți să ocupăm locurile și să facem liniște în sanctuar și în inimile noastre și cu mulțumire și cu bucurie să venim înaintea lui Dumnezeu. Am vrea să-i dăm slavă în seara aceasta, am vrea să-i dăm toată cinstea și toată gloria și haideți să ne ridicăm și să închinăm acest timp înaintea lui Dumnezeu. Doamne Tată, venim să-ți mulțumim pentru că Tu ești Domnul și Dumnezeul nostru. Amin. Tu ești Dumnezeul cerului și al pământului. Amin. Ne închinăm înainte Ta. Te iubim, Te adorăm și îți dăm slavă. Tu ești Dumnezeul nostru, Doamne, și înainte Ta venim să ne închinăm. Și aceste minute și aceste ore, Doamne, vrem să Ți le dedicăm Ție. Amin. Doamne, Te rugăm frumos să asculți rugăciunile noastre, plângerile noastre, să ne dai o inimă care să primească cuvântul Tău. Amin. Pune bucurie în viața noastră, în inima noastră, o Doamne, pe buzele noastre și ajută-ne, Doamne, să îl arătăm pe Hristos. Binecuvântat să fii în veci de veci. Amin. Amin. Haideți să-L lăudăm pe Domnul și cu această minunată cântare. Bine ați venit în casa Domnului cu toți! Thank you.
Te înalți, Doamne, că m-ai înălțat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților. Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. Cântați Domnului voi ce iubiți de El. Măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt. Amin. Amin. Doamne, Te binecuvântăm, Te înălțăm, Te lăudăm și ne bucurăm în Tine în seara aceasta pe care Tu ne-ai rânduit-o, să o petrecem în prezența Ta și în casa Ta și în expuși cuvântului Tău și lucrării Duhului Tău cel Sfânt. Bun venit, Doamne, spunem în mijlocul adunării Tale, a poporului Tău răscumpărat, pentru care Hristos a vărsat sânge la Golgota și pentru care El astăzi mijlocește la dreapta Tatălui, pentru toți sfinții Săi, pentru toți cei pe care I-a scos din moarte și I-a dus la viață, din întuneric și I-a dus la lumină. Binecuvântat fii, Doamne, în mijlocul nostru, în cântul nostru, în rugăciunile noastre, în ascultarea noastră, în supunerea și în dedicarea noastră. Mulțumim pentru harul proaspăt pe care îl revești peste noi, mulțumim pentru viața pe care ai dat-o sufletului nostru și care nu se termină niciodată, pentru că este din sursa inepuizabilă a lui Iisus Hristos. Fii slăvit, fii onorat și cinstit, precum în sala tronului din cerul și în inimile noastre, acum și întotdeauna. Amin. Faceți bun venit în casa Domnului, vă salutăm cu drag. Bine ați venit la închinare în seara aceasta. Vă rog să ocupați locurile. Suntem în această primă duminică a lunii februarie și aducem în seara asta jertfa de seară Domnului. El este Cel care merită și trăirea noastră și umblarea noastră și închinarea noastră și lauda noastră. Amin? Amin. Salutăm pe cei care sunt oaspeți cu noi în seara aceasta. V-am spus dimineață că o să avem musafiri. Așa, avem o adunare internațională în seara asta. So, I told you this morning about Pastor Marin Šestak from Croatia, right? Marin, welcome to New Life Romanian Baptist Church. Is this your first time in U.S.? No, but in Florida. Yeah. Yes, first time in Florida, first time in a Romanian church here, so welcome. Domnul să te binecuvinteze, fratele Marin, e păstor în Croația, el are o mărturie deosebită cu Domnul, l-a adus la el și o să împărtășească cu noi. De asemenea, cu noi în seara asta și fratele Ilie Cimpoca, el e din România și fratele Ilie vine des în România, în America, care are copii aici și împreună cu Octavia, cu Ruben și cu cei doi feciori ai lor pe care Domnul i-a binecuvântat în casa lor. Și bine ați venit, dragilor, Domnul să vă binecuvânteze. Salutăm și pe fratele Ilie Secu, care a venit înapoi din România, Domnul să vă binecuvânteze. Și pe prietenii lui Dana, care sunt acolo și sunteți probabil acum cu noi, probabil, nu știu dacă prima dată sau ați mai fost, dar Domnul să vă binecuvânteze. Și suntem la oaltă aici, în prezența lui Dumnezeu, în Duhul lui Dumnezeu. Mai așteptăm un frate din Franța, care trebuie să vină din Franța. Cred că a aterizat avionul la aeroportul din Miami. Alex e acolo să le ia, nu știu dacă vor ajunge în timp, dar aici e Domnul și aici suntem noi și ăsta e cortul întâlnirii. Amin? Cortul întâlnirii și a Domnului să fie slavă. Vom avea și un mesaj în limba engleză din seria aceasta de 50 de doctrine de bază a credinței creștine pe care fratele Vasile o să-l aducă după cântarea aceasta. Așadar, mai lăudăm pe Domnul cu această cântare și apoi fratele Vasil cu mesajul în limba engleză. Avem traducere, dacă n-ați primit căști și aveți nevoie de căști, fratele Traian, cine are nevoie de traducere din engleză în românește? Dacă înseamnă că ați primit toți căștile, așa că vrem toți să fim pe aceeași lungime de undă, chiar dacă nu suntem toți pe aceeași limbă, suntem pe același mesaj în seara aceasta.
Mă bucur să aduc mesajul acesta în engleză. Well, in Genesis 1, Genesis 1, verse 26, the Word of God says this. Then God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Amen. This topic is probably one of the most familiar amongst us. This morning, Pastor touched base on it. A few Sundays ago, he had a full sermon on being made in the image of God, if you remember. At the same time, we with the youth upstairs, we had this topic. And for my Latin friends, this is Imagus Dei, made in the image of God. And so if we can think about this message, how it started, in the beginning, God created man. In the beginning, God created man in such a way that it resembled him, unlike any other creation. And so, this text reveals that beauty, that essence of this doctrine. I would like to mention that if we do miss the representation or the misinterpretation of this text, of this truth, we may miss the gospel.
And so with that in our minds, let us pay very close attention because this is very important. So to be made in the image of God, there are a few errors that come about. Religious people, when they look at this text, such as the Mormon religion, they look at this text and they see and they stop at being made in the image of God. And so they stop there and start to infuse their own doctrine in it, because their doctrine says that one day you'll become God and you'll be like God and you'll have your own planets and so on. And so that gives them an interpretation of we are exactly made like him. So God looks like this, we look like this. So in a more physical perspective, and this is how they interpret this text. And it is wrong, because then we miss the point of this text. Others would look at this text and would start to separate beasts, fish of the sea, with man. Man has, they can reason. They have knowledge. They have understanding. They have morals. And while this is or seems to be the point, it's not the point. It is a reality. We do are above animals, but it's not the point that we see here in Genesis. And so when we look further in this text, we see in God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. The NAR, I'm not sure if you're familiar with this movement. NAR is a very charismatic New Apostolic Age. They look at this text and they infuse their own understanding. God and then little gods. And that is also wrong. We're not little gods. We're people. We're human beings. And so God is God and we're human. We're beings created by this God. And so what is the image of God now? Well, in this understanding, where in verse 26 it says this, and let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. What are we seeing here? That God let man be his direct messenger, be his direct representative. That is it, Pastor. I had that on my lips. And so that is what we're seeing here. That is man, a representative of God, where God has dominion over the heavens and the earth. God is a ruler of everything that we know about. And so God shares this with man. He puts him, Adam, singular, in this world, and he gives them that identity. Now we know the next event in Genesis where man falls. And so he is stripped of the holiness in these ruling, in these perfecting that God created. And he's now found in Genesis 6 where man becomes more and more evil by the day. And so we see evil intentions on man, like ruling over other men, forcing people into slavery, and so on and so on. And so we see that instinct in man, but it's from a sin aspect, from sin perspective. And so this is why it is very important for us to understand what happens next. And what happens next is the wonderful counselor, which the Bible identifies him as Jesus. He comes and he is the perfect image of God. In John 14, and this is what this text says, John 14, verse 8, says this. And this, actually here, I must give you a little bit of context. Prior to this text, Jesus shares with his disciples that I am the truth, the life, and the way, and no one comes to the Father but through me. So he allures his disciples, you know, the invitation that through me you get to the Father. And so Philip stumbles in this and says, Jesus, Lord, show us the Father, and it is enough for us. And then in Jesus' response says,
"Have I been with you so long and you still do not know me, Philip?" And so on, the conversation goes in such a way that whoever has seen me has seen the Father. And so Jesus is the perfect representation of God. And that is why it's so important, because remember this, men fell. Men fell. Alienated from God, separated from God. And now we're looking at this image, supposedly to be made in the image of God, but is full of sin. And Jesus comes. And now in Apostle Paul in Romans 5 says that he is the second Adam. He came, and this actually in Romans 5 is pretty interesting because it's singular. As Adam, he brought us into sin, Jesus, singular, will bring us out. And so that is the beautiful plan that we see here. And lastly, in 2 Corinthians, and with this I'll end, 2 Corinthians 5, 17 to 21 says this. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation, that is in Christ. God was reconciling the world to himself, not counted their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors. Listen to this language. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Brothers and sisters, when we're looking at the doctrine, the truth, to be made in the image of God, it is very important for us to understand the context of Scripture. It is very important for us to understand what happened to man, what is happening to man, and at the same time, what is God doing in this life of ours? And so with that, I want to leave you with this, and I pray that God continues to equip us with this type of knowledge for us to distinguish what is biblical, what is not, and what and how we're supposed to live our lives in his image. Amen. Thank you, Vasil. Domnul din nou a făcut același lucru pe care l-a făcut în ultimul timp de mai multe ori. A potrivit mesajele. Amen? Dimineața am vorbit despre omul cel nou, care are chipul lui Hristos și așa rânduit și așa a regizat Dumnezeu, ca și seara să ascultăm același subiect. Și știți de asta, când Dumnezeu repetă același lucru și îl spune de două ori, înseamnă că e foarte cum? Important. Totdeauna când Dumnezeu ne spune ceva, e important. Dumnezeu nu ne spune lucruri neimportante. Dar când Dumnezeu vrea să ne atragă în mod special atenția la ceea ce spune, atunci El repetă. Da? Ca și visul lui Faraon. I-a dat visul cu vacile grase și slabe și cu spicele grase și slabe. Și când Iosif interpretează visul, îi spune ce semnifică și zice: și acum, Faraoane, faptul că ai visat două vise este menit să spune că lucrul ăsta e hotărât înaintea lui Dumnezeu. Să-ți intre bine la cap că e importantă treaba asta. Și Domnul asta ne spune nou astăzi. V-am vorbit despre chipul meu în voi. Și dimineață și seară. You are Christ bearers. Cristoforus, asta înseamnă purtător de Hristos, de chip al lui Hristos. Chipul nostru e urât, chipul lui e frumos. Și știți ce a spus Ioan Botezătorul? El trebuie să crească și noi să mă micșoam. Da? Și cu cât mă văd mai mic, spune cântarea lui fratele Moldoveanu, cu atât tu te vezi mai mare. Și asta trebuie să se întâmple. Chipul ăsta nostru urât, egoist, răutăcios, să se șteargă și chipul lui Hristos să înflorească noi și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Luna aceasta e o lună plină de evenimente. Ieri am avut acest eveniment, acest seminar aici la biserică, frați surori din mai multe biserici, și continuăm să ne pregătim pentru celelalte evenimente. Weekendul următor, campul acesta, camping cu copiii la Markham Park, un eveniment anual. După aceea, pe 22 și pe 23, avem conferința pastorală. Vor veni frați păstori de pe toată coasta de est, chiar și de pe coasta de vest avem frați care vor veni, chiar și din România, și ne rugăm pentru lucrarea aceasta. Aceasta va fi joia și vinerea, 22 și 23, iar pe 24, sâmbăta, avem conferința sau banchetul lucrării mamei. E o sărbătoare anuală care celebrează viața și biruința lui Hristos în viața multor familii care au ales viața, care aleg viața pentru ei, pentru pruncii lor, care nu îi mai dau morții în avorturi, ci îi dau lui Dumnezeu și îi consacră lui Dumnezeu că aleg viața. Deci e o lucrare specială și vă rog să veniți toți cei care sunteți membri și care nu sunteți membri. În holul bisericii este un tabel în care vă puteți scrie numele și numărul de persoane și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze lucrarea aceasta. Amin. Încurajăm în continuare grupele de ucenicie să se întâlnească. Suntem la începutul lunii, preferabil la începutul lunii, cel puțin o dată pe lună. Oricum, la biserică, miercuri seara, ne vom întâlni cu acesta, e grupul cel mai mare care se întâlnește, și nu se întâlnește doar o dată pe lună, ci în fiecare miercuri, în fiecare săptămână. Tinerii se întâlnesc vineri și we'll have to reschedule întâlnirea cu comitetul, pentru că unii frați din comitet sunt camping cu familia, cu copiii, în weekendul care urmează. Acum aș vrea să las pe Dani să laude pe Domnul cu o cântare. Și după care fratele Ilie Cimpoca. Fratele Ilie se ocupă, el e pastor pensionar, dar încă mai slujește pe Domnul. Știți care e treaba? Pastorii pensionari încă mai au viață și energie în ei, ca bateria aia care încă mai merge, știți? Dar să știți că face o lucrare extraordinară și cu oamenii în vârstă și oamenii ai nimănui unii și oamenii căjiți și oameni care au nevoie de ajutor, de sprijin și de îngrijire, și o să ne vorbească despre asta, o vom vedea și imagini, și Domnul să-L binecuvinteze în mijlocul nostru. Amin. Vreau să mulțumesc tuturora și bisericii pentru rugăciuni. Cred că am fost unul dintre cei care am fost cel mai mult timp pe lista de rugăciuni și îi mulțumesc Domnului că lucrează și că m-a binecuvântat și prin încercări. Și sunt bucuros să fiu aici cu voi, să pot să laud pe Domnul și Domnul să dea izbândă în tot ceea ce facem pentru El. Amin. Am vrut să laud pe Domnul cu o cântare nouă, dar Domnul mi-a pus pe inimă să cânt cu această cântare care se știe. Este mi-așa de dor, Iisuse, după Tine. Și mi-amintesc bunicii mei când spunea bunicul meu: Doamne, vină odată, Doamne, pentru că era paralizat. A trăit 18 ani paralizat de partea stângă și el tot vrea să vină Domnul să-l ia ca să nu mai sufere. Și bunica mea la fel, ea când era în suferință spunea: lasă că vine Domnul Iisus să mă ia acasă. Și acum știu ce înseamnă să ai un trup care doare. Și nu este ușor, dar știm că Domnul poate da vindecare, Domnul poate să întărească și Domnul poate să dea lumină și în
răspunsurile în care încă nu le avem, dar știm că Domnul este bun și Domnul să ne ajute să stăm lângă El, să mergem cu El până la capul vieții noastre. Amin. Așa de dor, Iisuse, după Tine, mi-așa de dor să simt prezența Ta, mi-așa de dor ca Tu în rugăciune să visești, Iisuse, lacrima. Mi-atât de dor, Iisuse, după Tine, mi-atât de dor să simt prezența Ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența Ta. Mi-așa de dor ca Tu în nopți târzii, mi-așa de dor, Iisuse, să revii, în rugăciune să Te pot simți și lacrimi multe să-Ți pot oferi. Mi-atât de dor, Iisuse, după Tine, mi-atât de dor să simt prezența Ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența Ta. Mi-atât de dor, Iisuse, după Tine, mi-atât de dor să simt prezența Ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența Ta. Mi-așa de dor ca să Te văd pe noi, mi-așa de dor să văd când vei veni. Noi Te așteptăm din besnă și noroi, să vii să iei, Iisus, ai Tăi aleși. Mi-atât de dor, Iisuse, după Tine, mi-atât de dor să simt prezența Ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența Ta. Mi-atât de dor, Iisuse, după Tine, mi-atât de dor să simt prezența Ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența Ta. Amin. Cel mai minunat lucru este să simțim prezența lui Dumnezeu în fiecare zi în viața noastră. Amin.
Mă bucur, iubiții mei frați, surori, dragi tineri, pentru că în seara aceasta Dumnezeu a îngăduit să fim împreună la închinare. Vreau în primul rând să mulțumesc lui Dumnezeu și apoi să mulțumesc bisericii pentru că ați fost lângă mine în proiectul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în urmă cu 8 ani. După aproape 30 de ani de slujire ca pastor, am ieșit la pensie, dar m-am implicat în mod deosebit în slujirea semenilor, în slujirea oamenilor care erau într-o situație critică, unii chiar abandonați și în situații dificile. Dacă în urmă cu 8 ani am început cu 2 bătrâni ai nimănui, pe care i-am luat din spitalul din Moldova Nouă și am reușit să amenajăm într-o casă 2 dormitoare, o bucătărie, o sală de mesă și să angajăm 3 femei din biserică. Mulțumesc Domnului că la ora actuală, în primul centru care l-am deschis la Belobreșca, avem 28 de bătrâni și avem 13 persoane care se ocupă de toate nevoile trupești și sufletești. Cu 4 ani în urmă, nevoia fiind mare, Dumnezeu ne-a ajutat să cumpărăm tot în comuna Pojejena o a doua casă, unde la început am amenajat tot așa 2 camere și am adus 4 bătrâni. La ora actuală avem 18 bătrâni, slujesc acolo 10 persoane și vrem cu ajutorul Domnului anul acesta să ne extindem, să ajungem la 30 de locuri și la centru din Radimna. Pe o distanță de 100 de kilometri pe malul Dunării, suntem singurul centru și pentru că Dumnezeu ne dă putere, ne dă resursă, ne dă ajutor, avem de multe ori bătrâni care vin chiar și de la Reșița, de la Timișoara, de la Făget și din Oltenia. Îl au pe Dumnezeu pentru lucrarea aceasta măreață și așa cum spuneam și azi dimineață, pe lângă nevoile acestea fizice, trupești, le stăm la dispoziție, le punem câte o mașină și duminică, aducem în casa Domnului frați, surori, neputincioși, care cu lacrimi în ochi îl laudă pe Domnul, depun mărturie, și sunt o înviorare și o cercetare pentru Biserica Domnului, unde încă mai slujesc alături de un alt frate păstor mai tânăr, în Biserica Domnului din Radimna. Am avut și câteva momente deosebite în care am simțit felul în care Dumnezeu i-a cercetat pe oameni și în ultima parte din viață. Unii au avut harul să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu. Vă dau un singur exemplu. Cu aproape 3 ani în urmă, o doamnă de la spitalul din Moldova Nouă m-a sunat și mi-a zis: domnule pastor, bunica mea la 92 de ani e în întreținere la noi, iar mama mea la aproape 70 de ani și-a rupt piciorul și am dus-o de urgență la Timișoara și eu și soțul meu muncim de dimineață până seara, n-avem timp să ne ocupăm de bătrâna. Vă rog, veniți să o luați la centru. Am mers împreună cu asistenta medicală, asistenta socială, i-am făcut o anchetă și când i-am spus că am fost solicitați ca să venim să stăm de vorbă și să o aducem la un centru creștin, ea și-a împreunat așa mâinile și a început să plângă spunând: mama mea a fost pocăită și o viață întreagă s-a rugat pentru mine să mă pocăiesc, dar eu n-am vrut să mă pocăiesc. Era mare vedetă, mare divă, mare patroană la Reșița și mi-a plăcut viața și a început să plângă. Am ascultat-o cu atenție și apoi i-am spus: mulțumiți Domnului pentru că ați avut o mamă pocăită care s-a rugat pentru dumneavoastră. Apoi mulțumiți Domnului pentru că vă ajuta să ajungeți la vârsta aceasta frumoasă, la 92 de ani. Și în al treilea rând, mulțumiți Domnului pentru că
puteți să veniți la un centru creștin și puteți să vă predați viața în mâna Domnului. A venit imediat cu noi, în prima duminică a venit la biserică și chiar dacă era așa mai neputincioasă, trupește, avea o voce minunată și a depus mărturie în fața bisericii și și-a exprimat dorința aceasta de a-și preda viața în mâna lui Dumnezeu. În anul respectiv am avut un botez în mijlocul satului la Radimna, am avut corul bărbătesc de la Timișoara, fras păstori care au venit să contribuie la lucrare și printre cei trei candidați care am avut de botez a fost și femeia aceasta de 94 de ani, care cu lacrimi în ochi, plină de bucurie, i-a mulțumit Domnului pentru că a putut să-și pună viața în rânduială. E un argument și încă un motiv, iubiții mei, să nu încetați să vă rugați lui Dumnezeu pentru cei dragi, pentru aceia care încă n-au binecuvântările pe care le avem noi, pentru aceia care nu simt prezența Domnului Iisus Hristos în viața lor. De multe ori Dumnezeu întârzie ca răspuns la rugăciunile noastre, însă niciodată, rețineți, niciodată nu vine prea târziu. La vremea potrivită El vrea și poate să asculte rugăciunile noastre și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Am doar trei versete și aceeași dorință o am și eu ca frații care au vorbit și azi dimineață și după masa aceasta să ne uităm țintă la Domnul Iisus și Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 12, primele trei versete spune: și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luare aminte, la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Aș dori, repet, iubiții mei ascultători, să ne ațintim privirea noastră la Domnul Iisus Hristos și să vedem în mod deosebit misiunea Lui, lucrarea care a făcut-o pe pământul acesta. A venit să-L facă de cunoscut pe Dumnezeu și cele trei evanghelii arată clar lucrul acesta. Îmi place în mod deosebit rugăciunea pe care Domnul Iisus Hristos a rostit-o în Ioan 17, de la versetul 6 înainte. Am făcut de cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat în lume. Ai Tăi erau și Tu mi-ai dat și i-au păzit cuvântul. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat vine de la Tine. Eu am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și într-adevăr, Domnul Iisus l-a făcut de cunoscut pe Dumnezeu. Domnul Iisus a căutat să mântuiască pe cei pierduți, sunt atâtea exemple minunate. Și mai mult decât atât, Domnul Iisus a venit să ne fie un exemplu de slujire. Fiul lui Dumnezeu spune, n-a venit ca să îi se slujească, ci El a venit ca să slujească. Și dați-mi voie să vă spun că acolo unde Biserica lui Hristos înțelege harul care l-a primit și totodată responsabilitatea care o are de a sluji pe Dumnezeu slujind semenii, Dumnezeu este în stare să facă minuni. Și doresc, iubiții mei, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne uităm țintă la Domnul Iisus, să învățăm de la El, să-L facem de cunoscut prin viața noastră, prin slujirea noastră, să putem avea caracterul Lui și în felul acesta biserica Lui să fie înviorată și oamenii să înțeleagă dragostea și bunătatea Domnului.
dacă se poate, un material doar de 3 minute, care prezintă începutul celui de-al doilea centru și dorința noastră de a ne extinde, repet, mai ales în satele sârbești, unde Dumnezeu m-a așezat în jurul orașului Moldova Nouă, de când am deschis centrul acesta, mărturia bisericii e minunată și oamenii caută să spună, și am să vă spun doar ce a zis un mare om de la noi care a plecat la București, a lucrat chiar și în comitetul central, a venit la pensie și când a trecut prin comună și ne-a cerut permisiunea ca să intre să vadă ceea ce facem noi, bărbatul acesta de vreo 70 și ceva de ani și-a dat jos pălăria și a spus: toată stima pentru voi pocăiții. Acum când cei mai mulți oameni fac cabane și tot felul de construcții pe malul Dunării și investesc zeci și sute de mii de euro să-și petreacă doar câteva zile din concediul lor, voi v-ați gândit la niște oameni năcăjiți, oameni neputincioși, oameni care au nevoie de slujirea voastră, tot respectul. Și într-adevăr, atunci când noi ne arătăm dragostea noastră care o avem față de Dumnezeu, în semenii pe care Dumnezeu îi îngăduie în jurul nostru, vom vedea, iubiții mei, și vom experimenta binecuvântările lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not, as thou hast been. Da, slavă Domnului pentru ceea ce se face cu cei bătrâni. Am vorbit despre lucrarea mamei cu cei mici, cu cei care se nasc, și lucrarea asta e cu cei care s-au apus de viață. La răsărit de viață, copiii lui Dumnezeu sunt chemați să fie activi și să lucreze pentru Hristos, și la apus de viață,
copiii lui Dumnezeu sunt chemați să fie activi, să lucreze pentru Hristos și între cei doi poli sunt oameni cu tot felul de nevoi, spirituale și materiale și noi suntem chemați să ne dăm toată silința și să slujim pe Domnul și cauza Domnului. Amin? Să ne investim în ceea ce Dumnezeu ne cheamă să ne investim și trebuie ca o condiție extraordinară. Ați văzut, îi duc și cu barca pe Dunăre acolo. Dacă vreți, pe cei mai curajoși, dacă vreți la pensie să vă bucurați într-un mediu și o comunitate cu oameni care se închină Domnului, asta e opțiune care există acolo și Domnul să vă binecuvinteze. Colecta de azi dimineață, am dedicat-o acestei slujiri și dacă sunt fraților care n-ați fost dimineață și vreți să susțineți lucrarea, fratele va fi cu noi în seara asta și la ieșire. Acum aș vrea să ne ridicăm și să lăudăm pe Domnul cu cântarea aceasta. Mărețul har m-a mântuit pe mine de păcat. Ca niște oameni care am primit har, să cântăm ca niște oameni care am primit har și care trăim prin har. După aceea vom auzi mărturia fratelui Marin din Croația și Domnul să-l binecuvinteze în mijlocul nostru. Amin. Church, let us open our Bibles to Ephesians 2, 8 to 9. And if we have it on the screen, we can read it together. In the light of this song, Paul says, "For it is by Ephesians 2, 8 to 9, for it is by grace you have been saved, through faith.
And this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. You can see it. I know it's not morning, but the only thing that I know from Romanian is Buna dimineața, Biserici, Pace, Bine, Iisus Hristos este Domnul. My name is Marin Šestak, and I'm a pastor from a small church in Croatia, and I hope that you will have patience with me because I'm 22 hours awake. And give me grace if I stumble somewhere. And I will be tied to my notes because this is my second language. So I'm 31 years old, and in those 31 years, I've gone through a lot of things. But first things first. Today, I think we have pictures. I'm a husband and a father. 11 years of marriage. 2 kids, daughter Emma, 9, and son Noel, 7.5 years old. I'm in the pastoral ministry since the end of 2017, 2018. But 2013, God called me to consecrate my life to His service. But I'm not coming from a Christian family. The gospel entered into my family through my father 30 years ago. He got saved when he went to defend our country when Serbia attacked Croatia because he was in the special forces or SWAT, how do you call them? And what happened is that in the hole in the ground where bomb fell, my father found a small notebook. I forgot to bring it with me, but it's in the house where I'm staying. So this small notebook is called Help from Above. In there, my father found Psalm 91 that says, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. And he called out to God, and God saved his soul. So he started to read those Gideonites, those blue New Testaments. I think you know about those. And God was speaking into his life. And when he was wounded, he was supposed to lose his leg, but God miraculously saved his leg. But this is a story for another time. So because my father became so passionate about God and his word, I grew up with the knowledge about God because he was passionately teaching me about everything he learned from the Bible. And from the time I was 5-6 years old, my father took me to a small group meeting that eventually became a church, Baptist Church Emmanuel, where I pastor today. But from the day my father returned home and shared the story about how God saved him, not just his leg, but his life, another war started, but this time in my family. And in Croatia, we are a Roman Catholic state. If you stop being Roman Catholic, you stop being Croatian. So you denied your roots. You are a traitor. And all our families rejected my father from mother's and father's side, and my mother became our worst enemy. And I wish I could say that this was in the past, but this is still happening. And so I observed my father's faith and him faithfully standing in the suffering and doing his best to protect me and my sister of all of that. But I just wanted to go away from all of that. That's why I had so many after school activities, mostly sport and music. And now it starts my journey towards success. When I was 14, I started to play Croatian traditional instruments, and now we will have some pictures. I played in the orchestra and folklore performance, and this gave me and my cousin a lot of experience, friendships, and open doors to start our own band. Here's the second picture. This is how it started. We literally started from the street, and we
played on the parties and events, birth of the child, birthdays, engagements, and so on. And then we started to play in clubs. We started to have bigger gigs. There's another picture. And we became better and better. And I specifically chose those pictures because I wanted you to see how young we were. I think we were like 16 here. And we had no agent. We didn't want any agent. But we were determined that we will succeed by ourselves. So we started to aim for the national level. The first thing was that we wanted our own songs. We have another picture. So this was our first independent concert, and this here we are on the board. How do you call that? What we did, we found a songwriter, and we said to him, we will pay you, and you will make us famous. And when he saw how young we were, he said, go home, boys. But we left this meeting convincing him, we will pay, you'll write. And we played so many gigs, and whatever we earned, we put into studio, marketing, and so on. So then it happened, we finally got Croatia Records, and we continued our hard work from month to month. We signed with them. Then we had our second song, and then very, very fast, our third song happened. Every month was a big step forward, and then you can see this. I found out that you have a name Zorica also. It's like, or Zora maybe. It's the name of this song, and this song now has 19 million views, and Croatia has 3.8 million people. So it's 5-6 times bigger. So it was a major, major hit. Our phones didn't stop ringing. We started to play on weddings. People wanted us, and they were prepared to pay whatever price we wanted. And out of nowhere, money, respect, popularity, everything just fell into our laps. And now we received also media attention. Because we, as young boys, we became famous. Then we had to open our own company because we couldn't receive that much money on a weekly basis like before. Then we had other video spots. And we became a normal part on every radio and TV station in Croatia. And after that, we just played big events. So big concerts that cities are organizing, like when our Croatian team, a soccer team is playing, we were there, you know. And what is interesting, you can see on the next picture, is that our music was liked by small children, by adults, and by elderly people, because everyone liked our songs, and we had a lot of fans. So out of nowhere, everything during this period, everything became in thousands. Money, fame, and everything else. Just became, multiplied, but in thousands. Before we were in hundreds, now everything was in thousands. So what else would a young man in his 20s want? Nothing else. So you see how many people, those were our concerts. Just like a few months and we were so famous. And in all of that, when I was 16, I sincerely cried out to God to save my life because, as I told you, I was attending church regularly. In my eyes, I was a perfect kid. Considering rejection from our families, problems with my mother, I was okay in the school. Neither me or anyone in the band used any drugs or got drunk every weekend. We didn't do that. We just loved to play music. In all of that, I view myself also as a sinner because, you know, I knew God's law, but I also
knew that I'm not like the rest of the people in Croatia. I didn't worship Mary, angels, saints, the only true God from the Bible. I worshiped him, Jesus Christ. So secretly in my heart, I became the greatest Pharisee I ever knew. I mean, look at my life. I believe in Jesus. I have the right theology. I do sin, I do make mistakes, but I repent. And then God and me are back together. Very fine. And what a good Pharisee does, I never missed, never ever until this day. But now it's different. I never missed to give 10% to God. Back then, it was like for my whatever. It was from a legalistic heart. But today, it's from heart of worship and trust in the Lord. And now you have everything for a perfect Pharisee. And upon all of that, I knew that I will marry my girlfriend. So she became my fiance, and today she is my wife. So I had only one girlfriend. And in my head, this was my own, I had my own ways how I justified having premarital relations. I asked you to give me grace. I'm a long, grace. Yeah. So from my Pharisee point of view, in my head, I was perfectly fine. And Jesus was like a cherry on the top of my cake of my life. I presented myself as a true worshiper, but behind that, Jesus was really my life improver. So at one point, obviously, I couldn't attend church regularly because I was on the tours and the gigs all the time. And my wife today, back then my girlfriend, she started to attend church and God saved her. And she was there without me. So when she got saved, she was telling to me, you cannot continue like that. Because in your life, you're not showing that God is the Lord and the Savior. God has no saying in your life, in your decisions. Your life is not communicating that. Of course, I told her, what do you know? Women, like, yeah. And then 2012, God brought a young Brazilian missionary to our church. Eduardo. He was like my improved, upgraded version of me. Whatever I did and whatever I was and had, he was just better. So many talents that he had, I possess also. I play sports, instrument, but he's just better. I earned my money, my own money from time when I was 15, like $500 minimum. And he is a professional artist, hairdresser. He had his own salon from that same time. So everything, like I was looking into a mirror, but Marin 2.0. But he left all of that because God called him to fulfill his will in Croatia. He left his whole life. With 17 years, he applied to be trained in a mission organization 2 years after he came to Croatia, to our church, to my church. He said, first year I cried so much. Because, God, why did you bring me to Croatia so I would be alone here? And he was asking God that, but in the same time, God was doing something in my heart. God pressed on my soul a great sorrow, a bitterness, misery on my life, and that produced anger in my heart. Why? Because Eduardo, I clearly saw him as myself, but he had one thing that I didn't have, this true, almost tangible relationship with Father, with God. I thought that I had that. And I saw this clearly in him that I didn't have that. And finally, a year after, God crushed my stubborn heart in two occasions. One day I asked God, I was angry every day, bitterness, this uncontentment. And I was asking God, why is it like that? And he
answered me, not with an audio voice, but with like deep conviction and understanding. It was like God was saying, if I want to use you and you are not willing to follow me, I can just like that bring an improved version of you from another side of the world, and he will obey me, and I will bless him, and I will be with him, and I will delight in him. You can waste your life chasing your own perishable plans. And that crushed me. I couldn't sleep. Everything what I felt was twice worse now. Then finally, one night, I was desperately searching for answers. Why? And God put me again in front of his 10 commandments. Until then, I was convinced that in my heart, I broke 9 out of 10 commandments. Because I knew the standards, you know. I was taught from the very young age. I knew about the lust and hatred. It's a dumb thing in front of God. But this one always saved me. I thought that I was never an idolater because I never prayed to anyone else. Croatia is a Roman Catholic country. You know, Mary, saints, angels. I only prayed to Jesus and believed in him. So I was always better than the rest of the people where I was hanging out. And you saw where I was. It was not hard to be better than them. But that night, I understood that I made a false image of Jesus in my heart. My Jesus was my buddy. He loved what I love. He hated what I hate. He was my version of Jesus, not the Jesus of the Bible. And that night, a godly fear entered into my bones. I realized all my life, I know the truth. It has been preached to me. I saw it lived out in my father, in the church, in Eduardo. But I was always choosing my own perverted image of Jesus. And I said, Lord, yesterday I was supposed to be in hell. And I confessed everything what I did and thought and wanted. Not because someone caught me, but because I knew that God destroyed all my walls and I'm completely exposed in front of him. But the difference is now I am fully aware of that. So I said, you would be merciful and just and holy if you erase me from this life like I never existed. And angels would applaud you because you are holy. Because of that. But if you will not do that, then God, you have to change me. I was asking for forgiveness for everything. And I was confessing until I had nothing to say. Then I said, if you are going to change me, I know I'm saved. But if I will not be changed, then I spoke to myself because, to be honest, I don't want to change, I cannot change, and I will not change by myself. That night I slept peacefully, and I started to spend more time with Eduardo. The rest of the 2013 was a year of restoration for me. First thing was I immediately married my fiancé. And this is our wedding day. Because both of our families are broken against us, because we are evangelicals, we couldn't have a normal wedding. We had to save the money that I had gathered, you know, I have earned, because we will have no support from anyone. And I also announced my band that I am leaving them by the end of 2013. And this was nothing big. We bought this dress for her for $16, I think. As I said, in our country, if you stop being Roman Catholic, you are a traitor. So we went from having everything in thousands the rock bottom, having nothing. Everyone is now against me. Her family thought that I brainwashed her because
In one day, she had a wonderful future with a famous boyfriend, and now she has nothing. And then it really started. First 3 years of our marriage were a total disaster. Total. God was changing us, forming us, crushing our sinful nature, exposing to us what we truly want and what we truly are when we are far from Him. He showed me that I was even more broken than I thought. And I said, God, why did you bring me here? Just to show me that I'm even more bad than I think I am. I didn't have a job. Every job where I worked, everyone knew who I was. And they came so close to my face and they said, you're a lunatic, you're an idiot, you're a fool. Who is your God? Where is He? Why couldn't you follow God and have all of that? Because our city took pride in what we did, because we promoted our city everywhere, so everyone in my city knows me. My face was all the time everywhere. And now, out of sudden, I work in a meat factory with them. I deliver bread. I work with plants. I work in forest. And I had to play many gigs with other bands because 2013, 2015 was hard to find a job anywhere in Croatia. And people really mocked at me, and I really experienced that. For 5 months, when I was delivering and selling bread from a van, I was hungry every day from 4 in the morning until 1 when I came home, because I calculated that if I don't eat anything, I will save enough money to buy this baby powdered milk for my daughter. So for 5 months, every day, upon all of that, I was so hungry. I could buy only small percentage of bread for 50 cents. Many days we had just bread and milk and the worst possible salami. I hate it. And basically that was it. And look how poor we actually were. You see this red rope? We had to tie up Emma's kinderbed, how do you say it, because it would fall apart because we had this old used one and we couldn't buy a new one. But God, in His great mercies, never left us. He used all of that mocking, dragging of my name, rejection, poverty, to show me what is still truly in my heart, my name, and my glory, and my plan. And He was destroying all of that. He used those financial hardships to bring me and my wife closer to each other. Never, and this is the, I can truly say that never we had a fight regarding to finances, because we didn't have money. And what we learned, we always first honored God, then we paid the state, the apartment bills, and then we lived from whatever we could. And we said, God, we honored you. Now our poverty is your problem to solve. And God gave wisdom that we could steward with this little thing that we had. And I have, because of that, amazing stories upon stories upon stories how God rescued us at the right moment. And never ever did we miss a meal, even if it's just a portion of bread, like in my case. But never ever did we miss a meal. And now I'm telling you, I wouldn't change those years for anything. Because God changed us, formed us, showed us that there is no difference if I have everything, if I have nothing. Everything is vanity without Him. I experienced both. Also in those 3 years, from 2013 to 2016,
I grew up in knowledge about God. I served. I was immersed into the life of the church. In 2016, I said, God, I know I said I will never be a pastor, and I mean it. But I don't want to go against you. If you have, I know I can't, but now I will just submit. At the end of that year, God opened doors for me to go into one training center in Romania, in Arad. And there I met my mentors, my friends, and my spiritual fathers, Christian Baborsu from Arad and Jamie from Indiana. And I'm telling you, my life turned 180 degrees when I went to Romania, just for experience of open doors. While I was listening to all the sessions about expository applicational preaching, worship, small groups, children's ministry, vertical focus on God, it was like I had my fingers all over my hand, and now someone put it in the right place. Now I can use that. And then 2017, I was selected to go into the training class, and I was prepared there for ministry. I think we have a picture for that. And since then, God is using Christian and Jamie to straighten me up, to equip me, and to guide me to be more like Jesus. And I know that we have a few more minutes left, but now I want to preach. I know how it is to live like a hypocrite. I'm the biggest one in this room. I know how it is to be a self-righteous Pharisee. I know how it is to passionately hate someone with a great hatred. I hated my mother for everything she did. Today I'm free of that. I also know how does success taste. I know how it is to be praised. How it is to have a lot of money. I know how it is to have a false friends. I know how it is when all your family turns their back on you and despise you. I know how it is when they mock at you. I know how it is when you don't have enough. And I know how it is when you have big problems in marriage. So even though I'm only 31, I know a few things. But I can tell you with all my being exactly what the book of Ecclesiastes says. Meaningless. Utterly meaningless. Everything is meaningless apart of the presence of Almighty Jesus Christ. Today I'm free of my sinful urge that I want more and more. I still battle like with those things, of course, but I'm free of that bondage like before. I learned how is to be content with what my Heavenly Father graciously gives me. Doesn't matter if it's a piece of bread or a trip to Miami. Everything comes from His good hand. Romans 8:32 says, He did not spare His own Son, but gave Him up for all of us. How will He not also, along with Him, graciously give us all things? And now my soul can rest after being mocked and rejected and faced hardships that didn't go away. And they don't have to go away. My future is beautiful. Just a little bit more. And we are home. In our Father's house. Because now I understand Psalm 16:11. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. I am safe, even in the darkest, hardest moment of my life. Because I know that in the right moment, God will show up like He did before. And He will never be late. And He sealed that with His blood. You would say He's that serious. He gave His life for that. Job 19 says, I know that my Redeemer lives. I've experienced that. At
and that in the end he will stand on the earth. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. I myself will see him. Now my heart yearns for that. Psalm 73 says, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. He is my heritage. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge, and I will tell about his deeds. So how do you approach God? Is he just a life improver for you, how it was for me? If you plan a good life without the will of the good one in the center, how can you call a plan to be good? Everything that you and I have are just assumptions because we cannot control people, circumstances, nature, or our own health. If we make plans without God's sovereign will and his moral will in the center, then we put everything on the risk because of an assumption. God's concrete will for your life is sandwiched between God's moral will, which is his law, his instruction. Now we love his law. We love his word. And between his sovereign will, Christ is coming back. He's bringing everything new. And both of this is written in his word. The more you love and follow God's moral law, the easier it's to navigate life, where to turn, how to behave. And the more you live for his sovereign plan, then you know why are you here. To proclaim the good news. Matthew 6, 33, 34. But seek first the kingdom of God, his sovereign will, and his righteousness, his moral will. And all of this will be added to you. I don't say God how much. Whatever he gives. Therefore, don't be anxious about tomorrow. Life in God's will is the safest life. It's not a life without pain, discomfort, momentary failures, but a life in which you live according to the firm hope that God himself is watching over every your step. Father, I ask that I thank you that you visit us today. And I ask that this story that you wrote and that you're writing in my life may be encouragement or a help for someone. Lord, you taught me, who am I without you? And who can I be when I'm acting like a Pharisee? Lord, I ask you that by your good and merciful hand, you would destroy the plans, the desires, the steps of each person who went further from you, so they can experience and know that everything is vanity, meaningless, but there are pleasures in your right hand. I ask, Lord, that you would use us for your glory and give us neither much or poverty. Give us what you want. And teach us, Lord. And form us. We ask in Jesus' name. Amen. Slavă Domnului! Cel mai minunat lucru este când un om este salvat de Dumnezeu și mai ales când e salvat din propria lui neprihănire. Amin?
Că Domnul tot, pe toți ne-a salvat din păcat, dar Marin a avut o tinerețe în care a avut tot ce și-a dorit, omenește vorbind. A avut bani, a avut faimă, a avut popularitate, a avut succes, i-a mers bine și și-a dat seama că Dumnezeu l-a făcut să-și dea seama că, de fapt, ceea ce contează lipsea din viața lui. Slăvit să fie Domnul! Marin, thank you for your testimony. And we are so grateful that you came and shared with us this afternoon. El împreună cu colegul lui din Franța, fratele Cantan, după ce a sosit și când am vorbit la telefon cu el, Roxana a vorbit franceză cu el și am zis că vrem să vorbesc și cu copii, poate îi încurajez cu limba franceză, și dacă vreți să vă exersați franceza, spend time with him after the service. So, would you please come here? Să vă spun cine este el. El este nepotul lui Ann Bărbosu. Fratele Cristi Bărbosu trebuia să vină și el, dar Ann s-a îmbolnăvit, a avut operație la spate și mâine începe retreat-ul acesta. Ann, soția lui Cristi, e mătușa lui, pentru că el e băiatul fratelui lui Ann. Și el e pastor în Franța. Now, I want you to have 5 minutes, tell us about you, about your ministry, okay? Okay. In French. No, in no, English. No, not in French. Hello, friends. It's such an honor, a pleasure to see you. I mean, being one body bought by the blood of Christ and being able to call each other brother and sister, I think there is no other greater privilege than that. And when a pastor full of faith like Florin tells you, hey, Quentin, you've prepared nothing, but come up for 5 minutes, the Spirit will guide you. Well, we're going to try to apply that today. But, you know, when you hear testimonies like Pastor Marin's, you're amazed because you see God working in broken lives and restoring them. But maybe you think, well, that's great and I'm glad and this encouraged me, but that's not my life. Because maybe I grew up in church my whole life. Maybe I'm an evangelical. I've been a Baptist. I know my Bible by heart. And I've not been into that place of desperation. Well, if you're like that, you're like me. Because though I'm French and evangelicals in France represent only a little percent of the population, I grew up in a Christian family. My father is a pastor and a church planter. So I've seen all of that. But if you're like me, our problem is that we are able to see the greatness of God in the lives of others like Pastor Marin, and we cannot appreciate it in our own life. And I think that's the greatest sin of us who grew up in the church. We underestimate the greatness of our God. And I want to tell you a little bit about my testimony and how God changed that in me. You know, as a good pastor kids, I was the biggest Pharisee. I knew all the Bible verse. All the other parents were, look at Quentin, that's how you should behave, you know. I was the kid helping before service to put the chairs and to, you know, stack them at the end. I was on all aspects the perfect kids, you know. And I loved the Bible. This is such a great book because God reveals himself. God tells me how to live and how to be in relationship with him. And I do not have to think so much. I just have to read and to apply. And that's so great. But you know, the problem with that is that if you're relying to God only through that, the risk is that you love your Bible more than you love your God. And then the very instrument that God gave you, this Bible, to be in relationship with you, can become your God. Always remember, the Bible is great for one reason. It connects you to God. But the goal of the Bible is not for you to have a quiet time with the book, but with the God who wrote the book. And that was my problem. I love the rules. I love the morals. I love the ethic of Christianity. But I did not love that God. I wanted to behave in a certain way, to respect a certain culture. But in the end, I did not know that God. The second pitfall you fall in, and even for me as a young person, is you love everything else more than other people. And especially your Christianity and your legalism more than people.
Jesus told us that the greatest commandment is to love one another. Sometimes as church people, we forget about that. We put ethics and morals so high that it would prevent us to do what Jesus did and stay with the sinner and eat with the prostitute and to heal the lame. You know, as a kid, I was like that. I wanted only Christian friends. And those who did not have good standards enough, I cast them out. I had a grudge with somebody for almost 10 years because of that. But things changed at a summer camp. And if you're a parent, you need to have a budget to send your kids to Christian summer camp. That's parenting 101. At a summer camp, God confronted me with his glory. Because at that summer camp, God performed miracles. That's where I saw my first healing. That's where I saw a little girl in the middle of the rain that was destroying our camp. All the little, you know, drop of water in her hand and saying to God, please, Jesus, if you're that powerful, when this drop just dry in my hand, make the rain stop. The rain stop in an instant. And a young guy like me who thought he knew everything about God just fell on his knee. Because I realized that I loved more the Christian ethics and value than the God who wrote it. That I did not like people. If I love people, it's because God commanded me to do so. But not from a sincere heart. That's why I'm telling you, most of the time, we the church people, we who have been in churches for our whole life, we have such a little image of our gods. We prefer substitutes. We can even worship our Bible and not our God. And if there is one thing you can take out of my testimony is that. Who am I worshiping? Who am I loving? Because if my heart is not burning for the God who wrote the Bible and for the people from whom he dies, my ethics and my morals have absolutely no value. And God is not satisfied with them. And if I may pray for you just to finish my time. Florian, it's all right? Okay. King of Kings, we thank you because we are one family by not the blood that is in our veins, but by the blood that came from the cross. Father, this blood is so precious. This blood has the potential to save absolutely everyone in this church, to transform lives. And Father, we beg for your forgiveness for how many times we spend not connecting with you and with your glory, with bringing substitutes. When we put morals, when we even put something as holy as the Bible above yourself. Father, we ask and we beg for your transformation because without you and without your Spirit, nothing's happened. Father, we are such sinners, but your grace is so great. So transform us, heal us, Lord, from our legalisms, from our false religion, and help us, Lord, to put you always at your right place. The King must be on the throne. Amen. Amen. Guys, you are welcome to come and visit us whenever you can. I know your time is very short here in Fort Lauderdale, just about 3 days. But we pray that the Lord will bless your churches, your bless your ministries and your families. And isn't this wonderful how God brought to him, through Christ, people from every nation, from every language. We are a little illustration of heaven tonight here because we speak many languages, we come from different countries, but we are one in Christ. Amen? As I was sitting here and listening to Brother Marin's testimony, a song came to my heart. The Holy Spirit brought this song into my attention because it goes perfectly with the message that we heard tonight. Partea mea ești tu, O Doamne, scutul meu în veșnicii pe care are lângă, către ceruri lângă mine tu să fii. Versetul 12 așa. Nu o viață mai ușoară. A lăsat succesul, o viață ușoară a lăsat-o. Nu o viață mai ușoară. Nu vreau faimă, bogății le-a avut. A avut faimă, a avut bogății.
mai degrabă suferință lângă mine tu să fii. Și prin văi întunecoase, mâna ta mă va pezi când voi trece pragul morții lângă mine tu să fii. Isn't this wonderful? Noi asta dorința noastră, noi nu suntem legaliști, noi suntem copiii lui Dumnezeu care îl iubim pe El. Și versul acesta exprimă atât de minunat adevărul acesta. Haideți să ne ridicăm și cu toată inima, o să avem pe ecran și să o cântăm, dar vreau să o cântăm dinamic și as we mean it, ok? Partea mea vei fi, o Doamne, scutul meu, veșnicii, pe căraia mea pe cerul, lângă mine tu să fii, Domnul meu, Domnul meu, Domnul meu, Domnul meu, pe căraia mea pe cerul, lângă mine tu să fii. Pentru cuvântul auzit, pentru binecuvântările primite, să ne plecăm în fața tronului slavei sale și în această rugăciune de încheiere rog pe fratele Iohan să ne conducă. Doamne, îți mulțumim pentru acest mărturii frumoase și binecuvântate, pentru frații noștri care au fost în fața noastră, da. Și adus aminte, Doamne, ce frumos este viața cu Tine. Amin. Doamne, trebuie să mărturisesc că și eu am fost un ipocrit, Doamne. Am venit cu Biblia sub braț în casa Ta, Doamne, și m-am rugat și am citit, dar viața mea nu a fost în corespondență cu voia Ta, Doamne. Iartă-mă, iartă-ne, Doamne, ajută-ne ca viața înainte să trăim o viață cu Tine, clară, frumoasă și transparentă. Să avem un exemplu pentru copiii noștri, nepoții noștri, bisericile noastre, Doamne, că se merită să trăim o viață cu Tine adevărată. Fiindcă am văzut ce înseamnă, am văzut, Doamne, ce binecuvântări de Dai, Doamne. Mulțumim, Doamne, că binecuvântează acest doi frați care au fost astăzi aici prezent. Binecuvântează viața lor, familie lor, lucrarea lor, bisericile lor, Doamne, și să fie în continuare mărturie deosebită. Și noi, Doamne, aici, la New Life, Doamne, ajută-ne ca în anul ăsta să fim și noi schimbați. Amin. Să nu ne umblăm, Doamne, numai pe căile care cunoaște, să, Doamne, să ne vinim la Tine și să zicem iertare. Să spunem, Doamne, iartă-ne unde am greșit, iartă-ne unde am trăit o viață fără Tine și vrem, Doamne, ca să, așa cum zice azi dimineață, să Te urmăm pe Tine, fiindcă Tu ești ținta vieții noastre. Amin. Tu ne dai viață. De două ori, Doamne, ai venit și ai și murit pentru noi. Mulțumim pentru părtășia noastră cu Tine această seară, în această dimineață și ajută-ne, Doamne, să fim copiii Tăi și creștini adevărați, să stim tari, să vinem la Tine cu toate problemele. Și mulțumim, Doamne, că Tu ne dai și putere ca să rămânem tari în Tine și mulțumim, Doamne, că ești cu noi
și în numele Iisus m-am rugat. Amin. Amin, amin. Și al scump și minunat al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, împreună cu iubirea Dumnezeiesc de mare a Tatălui nostru din ceruri și prezența, părtășia, pacea, puterea și plinătatea Duhului Sfânt să fie cu noi, să ne ajute să trăim cu și pentru Hristos. Amin. Pacea Domnului, adunarea este liberă.